Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre numirile politice din funcții de conducere în structurile și companiile statului român, care au devenit, cred că nu sunt singurul care spune asta, o plagă ce roade țara. Nu mi se pare că mai e vreo îndoială în privința asta. Două probleme mari cu aceste numiri, care până la un anumit nivel sunt de înțeles. Adică e normal ca un partid care câștigă alegerile sau care participă la guvernare să-și numească oameni, se presupune și se speră pricepuți și eficienți în anumite poziții importante ca să-și poată pune în practică politicile de guvernare. Am făcut o promisiune electorală, am câștigat încrederea cetățenilor, am fost votați, am ajuns la guvernare. Cum punem în practică aceste politici? Pe aici, pe acolo, în poziții cheie, numim oameni care să pună în practică politicile noastre de guvernare, nu? Asta este ideea. Nu, deci nu e nicio discuție, asta înțelegem. Dar de la acest principiu de bun simț și care nu poate fi contestat, s-a ajuns la o prăduială totală, în care partidele pun oameni ai lor peste tot, adică în orice poziție de șef sau șefuleț prind și mai rău, pun în funcții orice ciuruc. Toate ciurucurile pe care pot să le strângă, le împrăștie aleatoriu, parcă dau cu zarul. Pur și simplu, le aruncă în funcții, singura condiție pare să fie să aibă un carnet de partid și să cunoască pe cineva cu putere de decizie pe undeva. Și asta este o politică ce compromite șansele de dezvoltare și progres ale țării. Adică imaginați-vă că România ar fi o companie privată, care decenii la rând ar avea numai șefi totalmente nepricepuți, dezinteresați de slujbele lor, oameni fără calificări, fără viziune, fără legătură cu domeniul, vechi repetenți, șomeri, cronici, care n-au reușit nimic în viață până au intrat într-o anumită structură. Oriunde sunt și șefi proști. Nu, să nu credeți cumva că mediul privat este cumva imun la șefi tâmpiți. Nu, este evident că peste tot sunt, dar o firmă care are numai manageri tâmpiți, decenii la rând, chiar nu are nicio șansă de supraviețuire. Adică trebuie să mai pui și oameni care se pricep dacă vrei să rămâi în piață, că altfel o să dai faliment. Și de ce ar avea totuși România șanse de supraviețuire în aceleași condiții? Adică de ce nu merge la o firmă privată, dar merge la statul român? Nu, evident că, până la urmă, managerii aceștia nepricepuți fac numai dandanale. Și cu asta venim la cazul de azi, premierul Marcel Ciolacu a numit un nou șef în Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pe o funcție de vicepreședinte. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc e o instituție foarte importantă care monitorizează ce se întâmplă. E un fel de ASF al jocurilor de noroc, dacă vreți. Știm ce s-a întâmplat la ASF, câte falimente uriașe au patronat pentru că nu i-a interesat. În cazul ăsta este vorba de un domn pe nume Cristi Pascu, mai cunoscut și drept frizerul vedetelor, adică omul chiar e frizer, adică are o diplomă de coafor și o diplomă în drept obținută la frumoasa vârstă de 32 de anișori, la deosebita facultate particulară Hyperion. Dar adevărata lui calificare, din punctul de vedere al guvernului, probabil că este carnetul de membru al PNL. Dânsul este și președintele Clubului Oamenilor de Afaceri PNL, din sectorul 6. Cum ar veni? Potrivit publicației G4 Media, citez, el, adică domnul acesta mai nou vicepreședinte, așa, a menționat în CV și postul de prezentator la Euforia TV, un post de televiziune axat pe emisiuni de divertisment. Domnul Pascu a apărut constant în presa de cancan, fiind implicat în scandaluri cu alte personaje din industria divertismentului. Am încheiat citatul. Jurnaliștii de la G4 Media l-au sunat și i-au adresat câteva întrebări. Una dintre ele se referă la legea care guvernează în România domeniul jocurilor de noroc, o lege în baza căreia ar urma nou să acționeze proaspătul șef din Consiliu, proaspătul vicepreședinte. Și răspunsul este fabulos. Dați-mi voie să-l citez, cu ghilimele. Zice domnul Cristi Pascu, nou vicepreședinte, dacă mă puneți să știu legislație pe domeniu, chiar nu vă pot ajuta. E un domeniu relativ nou. Gândiți-vă că numirea a fost făcută aseară. Acum e ora 8 dimineața și în secunda asta îmi cere să știu legislația. Am fost numit acolo pentru că atunci când mi s-a dat o sarcină, am dus-o la capăt. Lăsați-mă să intru în pâine și vă stau la dispoziție cu toate detaliile despre legislație. Și am încheiat citatul. Credeam că zice, am fost numit acolo că am prins două bilete, i-am bubuit rău de-o. Și m-au simțit talentat. Exact. Și au zis. Deci domnul nu
concepe că ar trebui să știe ceva despre domeniu înainte să fie făcut șef peste domeniul respectiv. Acum urmează calificarea la locul de muncă. Trebuie să știe alea că la ruletă îți dă de 36 de ori, că la... Nu, trebuie să știe. Nu, faci 21. Nu, mă. Trebuie să știe legislație. Deci trebuie să știe legea care guvernează domeniul în care el va trebui să ia decizii. Nu, adică nu acum l-au pus șef, stai puțin, că acum trebuie să studiez. Hai, lăsați-mă că trebuie să intru în pâine. Cât durează? Mm-hmm. Mai sunați-mă peste ceva, nu știu, mai sunați-mă când sunt eu gata, vă spun eu. Dar tu nu cumva, adică nu e normal. Că și ziariștii au sunat prea repede. Da, mai luăm dimineața, o să încerce la 10. Dacă nu era Pascu, pe care știe tot Bucureștiul, cu frizeriile și cu alea și cu cancanurile, nu îl sunau. Cum era doamna aia care au, pe care au pus-o la bibliotecă, de era necăjită, că au... La șantier au pus-o, la șantier, la naval, ea venea de la bibliotecă. La șantier, așa. Da. De era necăjită, i-au schimbat și județul și domeniul. Da, da, doamna aia a fost onestă. A spus, eu nu știu nimic despre domeniu, nu mă interesează. Nu, nici dânsa nu știa nimic despre domeniu. Nici dânsa, da. Bun, apropo, domeniul jocurilor de noroc este unul dintre cele mai controversate din țara noastră. Unii sociologi și o mulțime de psihiatri vorbesc despre o epidemie de dependență de jocuri de noroc în țara asta, mai ales în păturile sărace ale societății. Da. Pe măsură ce sările de păcănele proliferează ca... Sunt ca o infecție scăpată de sub control, imposibil de stăpânit. Sunt, e ca o infecție nosocomială. Dar nici nu se dau niciun fel de antibiotice, niciun proiect de lege pentru limitarea. A zis sau... domnul Ciolacu le scoate din oraș. Da, 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 a zis ca să negocieze ceva, pentru că nu s-a mai întâmplat nimic cu proiectul acela. Până în martie era ceva. Este blocat. Durează un pic să le scoate. Da, e blocat total, a trecut de o cameră așa ostentativ și este blocat în camera decizională, nu mai mișcă nimic acolo. De altfel, au fost mai multe inițiative și niciun proiect de lege pentru limitarea sau chiar eradicarea fenomenului, niciun proiect de lege nu a putut trece deocamdată prin Parlamentul acesta, dominat de majoritatea PSD-PNL. Și mă întreb de ce oare, când este evident că e o problemă națională, e suficient să mergi cu mașina, sau e suficient să mergi pe stradă, să vezi. Este o invazie de săl de păcănele, unde se pierd bani și se distrug vieți. De altă parte, asigură o mare parte, cred, din bugetul național, da, care are probleme. Nu o mare parte. Asigur o parte, da. Sigur. Sunt un mare finanțator. Da. Dar atunci, dacă ăsta este principiul, păi atunci să dăm drumul la droguri și să taxăm dependența de droguri, nu? Corect. Să fie liber la heroină în țara asta și să se taxeze. Și atunci statul să câștige bani, nu? În fine, să notăm și reacția domnului Nicolae Ciucă, președintele PNL, când a fost invitat să explice cum de l-a propus partidul său pe domnul Cristi Pascu pentru o funcție atât de importantă. Citez din domnul Ciucă. Este o propunere care se face pe baza selecției la nivelul resursei umane de la nivel de partid. Și ținând cont că este membru al filialei Sector 6, este un antreprenor, nu are legătură cu jocurile de noroc, ceea ce cred că este un lucru foarte bun. Am încheiat citatul. Domnul Ciucă, dacă ați uitat, este acel domn care a fost prim-ministru, acum e președinte la Senat, dânsul ar vrea să conducă România. Este, se spune că urmează să fie candidatul la președinție din partea PNL. Dânsul n-a lucrat nicio zi în economia reală, adică în economie, a fost numai la stat, că a fost militar. Dar nici măcar n-a fost în vreo vacanță peste hotare. A fost numai cu armata în Afganistan și pe unde l-a mai trimis armata. Dar n-a fost în vacanță, ca să vadă și dânsul cum e să trăiește în societăți mai bine organizate ca a noastră. Deci domnul Ciucă trăiește într-o bulă. El trăiește din bani publici, din totdeauna, nu cunoaște nici cum funcționează economia în țara asta, decât din auzite, nu a văzut nici cum funcționează practic în alte țări lucrurile, nu știe. Are această scuză, dar vrea să, a fost prim-ministru, vrea să devină și președinte. Domnul Ciucă nu pare a înțelege nici măcar bazele care trebuie să stea la selecția unui candidat pentru o poziție de conducere. Dacă a vrut partidul, deci auzi că e bine că n-are experiență cu jocurile de noroc. De asta nu... Păi, bă, dar nu numește, adică criteriul nu e că nu știe, adică ce, el credea că dacă ești la jocurile de noroc trebuie să știe păcănele? Nu, asta este criteriul pe cuvânt, adică cauți pe cineva care are deja niște rezultate în managementul companiilor mari, care înțelege strategii de dezvoltare și care mai ales, în acest caz, știe ca pe apă legislația din domeniu și are un plan clar de gestionare a acestui domeniu atât de sensibil în România. Pentru domnul Ciucă, maximum de calificare necesară e că omul vine de la filiala PNL Sector 6 și că a auzit că nu știe cu păcănelele.
Deci în cazul ăsta n-are tentație. E curat. Da, n-are... Bă. Asta după ce probabil că a remarcat că în cazul unui alt domn ăsta implicat în Consiliul Oficiul Național cu Jocurile de Noroc, domnul acela care tot câștiga la jocuri de la pariuri sportive, știi, tot câștiga da, permanent. Da, da. Și a fost scandal, nu s-a putut explica ce. Și atunci probabil că selecția a fost, bă, să fie unul care nu știe. Dar nu mai luăm jucători. Care nu știe nimic. N-are istoric. Da. Nicio legătură. Bă, ce ar fi să am o idee? Nu sau eu o idee nemai văzută. Cred că sunt primul care se gândește la asta. Domnul Ciucă, domnul Ciolacu și restul domnilor și doamnelor, ce ar fi să selectați șefi în structurile statului? Bă, prin concurs. Să fie concurs public, dar pe bune. Adică nu... Concurs, frate, să fie deschis, să aveți cerințe și să-i luați pe ăștia care au studii serioase, care au experiență de manager. Cum ar fi, de exemplu, să zicem, compania, nu știu, hai să zicem, o companie care nu activează, mă, România, o companie mare de băuturi de whisky, să zice, băi, vrea să pună un nou șef, un nou manager. Hai să facem cum fac ăia. Apple. Compania Apple. Cum face Apple dacă își dă demisia acum Tim Cook? Mă, cum selectează ei un șef la Apple? Cum selectează un șef la Microsoft? Așa se facă și România, mă. E o companie foarte mare, România. Nu ar trebui să selectăm pe cei mai buni manager posibil pe care îi putem găsi pentru funcțiile astea? Și criteriul să... Poate să joace și pe cănele, dacă ar fi să fie, știi, să înțeleagă cum funcționează. Ce speranțe să avem noi pentru țara noastră când a încăput pe mâna unor asemenea nepricepuți atât de siguri pe ei ca domnul Ciuc? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.